Mititelu se duce la tas dacă oltenii vor pierde la masa verde cu Șepși. Fost la Craiova, Mutu îi așteaptă pe oltenii în Gilești ca să-i bată pentru prima dată cu Rapid. 500 de fani ai Craiovei vin în Giulești. Mititelu nu e de acord, însă Rapid îi primește la meci. Rapid n-are nicio victorie cu oltenii. Rapid e pe drum bun și din când în când joacă și fotbal, care îmi place mie. În tur, Săpunaru a fost în mijlocul incidentelor de la vestiare. Dugan zice golgheterul Rapidului și Mutu își pune mari speranțe în el la meciul cu Craiova. Ca atacant de multe ori, în afară de știință care trebuie să ai, bineînțeles, și de valoarea pe care trebuie să ai, trebuie să ai și bulan, ca să spunem așa.